Consolidarea controlului la frontiere trebuie să fie prioritară pentru noi toți. Toți cetățenii noștri europeni, trebuie să se simtă în siguranță acolo unde trăiesc. În acest scop, avem nevoie, de exemplu, și de revigorarea industriei de apărare europeană. O Uniune care nu se poate apăra, care nu își poate asigura frontierele, nu este o Uniune pe care ne-o dorim.